Această rubrică vă este oferită de Sanador. Mai mult decât în alte afecțiuni, în cazul pacienților oncologici, tratamentul presupune intervenția medicilor cu specialități diferite. Expertiza în cadrul unui tumor board este considerată indispensabilă. Despre rolul unei astfel de comisii și despre beneficiile asupra pacientului ne vorbește chiar acum domnul dr. Matei Bâră, medic specialist radiolog, șeful secției radioterapie de la Centrul Oncologic al unui spital privat din București. Bună dimineața! Bună dimineața! Care este rolul acestei comisii? În tratamentul oncologic, protocoalele de diagnostic și de tratament sunt foarte complexe și acestea diferă foarte mult în funcție de localizare, stadiu bolii, comorbidități. Și atunci, rolul comisiei oncologice este de a stabili ce investigații trebuie efectuate pentru fiecare pacient în parte și, pe lângă acest lucru, secvențialitatea tratamentului oncologic multimodal. Pentru că când vorbim de un tratament oncologic, nu vorbim de o singură specialitate. Vorbim mai întâi de investigațiile imagistice, adică de specialitatea radiologiei, apoi de tratamente combinate, care pot fi de chirurgie, de radioterapie sau de chimioterapie. Și atunci, într-o comisie multidisciplinară, putem să discutăm aceste cazuri împreună cu radiologul și cu celelalte specialități, tocmai ca să găsim o secvență terapeutică conform ghidurilor internaționale și optimă pentru fiecare pacient în parte. În ce tipuri de cancer este utilă această abordare? În orice tip de cancer. Cel mai mult contează să avem un rezultat istopatologic care descrie certitudinea cancerului. Pe lângă acest lucru, dacă, de exemplu, nu avem diagnosticul istopatologic, atunci putem să discutăm în comisia oncologică de evaluarea oportunității efectuării unei biopsii într-una din locațiile tumorale cele mai apropiate de suprafață. Sau, de exemplu, sunt situații în care nu avem o secvențialitate mai complexă de tratament și atunci mai multe variante de tratament și atunci putem să discutăm care dintre aceste secvențe terapeutice putem să o folosim pentru fiecare pacient și ce avantaje și dezavantaje are pentru fiecare dintre acestea. Pacientul se întâlnește cu această comisie, cu toți membrii comisiei sau cu un singur medic care îi transmite informația? Nu, cu medicul curant. Adică, de cele mai multe ori, oncologul trimite cazul către comisia oncologică și atunci se discută cu ceilalți medici, adică cu medicul chirurg, radiolog, cu radioterapeutul sau cu alte specialități, dacă, de exemplu, avem o tumoră cerebrală sau tumoră, atunci vorbim cu neurochirurgul sau cu chirurgia toracică, dacă, de exemplu, avem o tumoră pulmonară și după aceea revine cu acest raport, pacientul revine la medicul oncolog curant, care decide împreună cu medicul, cu pacient, cu fiecare pacient în parte, care va fi secvența discutată. Cât de importante sunt controlele periodice pentru pacienții cu diferite forme de canceri, inclusiv acum în pandemie? Controlele periodice, dar și cât și investigațiile imagistice, de exemplu, dacă avem o suspiciune oncologică, dar este nediagnosticată, nebiopsiată, și pacientul are doar anumite simptome, sunt foarte, foarte importante, pentru că dacă o boală este depistată în stadii incipiente, în care nu avem metastaze, atunci viza de tratament este una considerată curativă, adică avem o șansă foarte, foarte mare de vindecare. Același lucru se poate zice și de controlele periodice. Dacă, de exemplu, pacientul efectuează după tratamentul multimodal investigații imagistice periodice conform recomandărilor post-terapeutice, atunci putem să, da, în cazul unei metastaze sau unei recidive locale, putem să descoperim aceste lucruri când aceste formațiuni sunt destul de limitate și atunci avem o șansă mai mare de a prelungi viața decât dacă, de exemplu, este vorba despre un pacient care la care i-a apărut o simptomatologie de câteva luni, nu se investigează și atunci când ajunge la investigații și la diagnosticul oncologic, boala este răspândită în tot corpul și atunci în tratamentul multimodal, oricare ar fi el, mai mult vorbim de un tratament paliativ, de o creștere a calității vieții și nu neapărat de prelungirea vieții sau de vindecare. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru intervenția. Cu plăcere. Thank you.
Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.